Numărul 38 e peste drum, nu? 38 e acolo, nu? Nu știu. Dar ce faceți? Filmez casa a domnului Pahonțu. Salutare, dragi prieteni! Suntem în fața bârlogului, faimosului șef al SPP. Tarășul Lucian Pahonțu. Ați văzut câteva imagini. Așa. E de înțeles de ce vecinii, nu zic nimic, că e normal să te temi când ai un asemenea vecin. Burlogul domnului Pahonțu, aflat în declarația de avere a domnului Pahonțu din vechi timpuri, de când se depune declarație de avere, nu știu, din 2008-2009, burlog dobândit de domnul Pahonțu în anul 2000, trecut pe numele soției. Nu vă spui adresa și numărul ca să nu zică domnul Pahonțu că îi încalcă GDPR-ul, datele cu caracter personal. Vă spun că, după cum vedeți, este o minunată construcție la stradă și în spate cu anexe, de 186 de metri pătrați, nu suprafața utilă, suprafața la sol. După cum se vede din imagini, sunt 3 rânduri de geamuri, deci înmulțiți 200 de metri pătrați ori 3 și vedeți cât ce suprafață are conacul. De aici, din sectorul 1, este în sectorul 1 al Bucureștiului, conacul domnului Lucian Pahonțu, fost ofițer de securitate. Conacul este trecut în declarația de avere ca fiind pe o suprafață de teren de 200 de metri pătrați, așa zice domnul Pahonțu. Deși eu zic că e mai mare suprafața de teren, într-adevăr, proprietatea ocupă mare parte din teren, dar eu zic că e puțin mai mare. Suprafața imobilului fiind de 186 de metri pătrați. De ce am venit aici? Ca să vedeți și dumneavoastră, dragi prieteni, cu ochii dumneavoastră, o parte, o mică parte, pentru că domnul Pahonțu mai are 5 terenuri extravilane aflate în circuitul civil, în suprafață totală de 6.000 de metri pătrați. Domnul Pahonțu mai are 1,5 hectare de pădure în localitatea Lerești, județul Argeș, unde exact în aceeași localitate face afaceri cu legume un domn despre care sursele mele susțin că ar fi fratele domnului Pahonțu. Domnul Pahonțu mai deține alte 3 terenuri. Nu, mai deține acest teren intravilan din București pe care se află această construcție de 186 de metri pătrați, denumită în declarația de avere casă de locuit. Domnul Pahonțu, așa cum știți, este singurul șef de instituție, șef de instituție importantă, nu știu acum prin județe ori mai fi, dar la nivel central, șeful unui serviciu secret, unul dintre numeroasele servicii secrete, SPP, SRI, 21 sfert la DGIPI, Serviciul de Informații Externe, Serviciul DGIAE, DGIA al Armatei, da? Sunt vreo 5 servicii secrete în această țară și domnul Pahonțu este singurul șef de serviciu secret, fost ofițer de securitate. Revoluția din decembrie 1989 l-a prins pe domnul Pahonțu la securitate. Nu știm clar dacă a tras, dacă n-a tras, ce a făcut domnul Pahonțu în timpul serviciului în 89. Cert este că după 90 a mers foarte bine. Dovadă fizică și blocul, că este cât un bloc aici, da? Bârlogul domnului Pahonțu, de aici din sectorul 1. Vorbim de vreo 600 de metri pătrați construiți. Mă rog, din ce se vede așa la, de la fațadă. Într-o zonă relativ ok. Nu este nicio zonă foarte bună, nu este nicio zonă proastă, e o zonă ok a capitalei. Probabil că valorează foarte mult această proprietate. Valoarea de impozitare nu este trecută în declarația de avere. Domnul Pahonțu, dacă România ar fi făcut lustrație în 1990, așa cum a cerut Societatea Timișoara în proclamația de la Timișoara, citită în 11 martie 1990 din balconul operei, domnul Pahonțu n-ar fi existat astăzi.
pe funcția de șef al unui serviciu secret. Și noi nu am mai fi fost în situația neplăcută să constatăm că într-o țară membra a Uniunii Europene avem o instituție, e adevărat, un serviciu secret, dar tot o instituție este plătită din bani publici, care refuză să accepte aplicarea articolului 31 din Constituția României, care spune că liberul acces la informații de interes public nu poate fi îngrădit, care refuză să accepte Declarația Universală a Drepturilor Omului privind libertatea de exprimare și dreptul publicului de a colecta și de a afla informații în legătură cu modul în care sunt cheltuiți banii publici, care refuză să accepte jurisprudența CEDO. Pentru că România are această legislație, oameni buni, privind liberul acces la informații de interes public, are și această legislație datorită căreia eu am putut să aflu, e adevărat, făcând o mică investigație pe lângă ceea ce este în declarația de avere de aici, asta, ultima, da? Datorită acestei legislații, eu am putut să aflu date despre burlogul domnului Pahonțu și am putut să vin aici la fața locului să vă arăt cum o duce în fizic. Sigur, asta e, vă dați seama, spatele pereților ce-o fi acolo, ce-o fi prin pădurile domnului Pahonțu din județul Argeș, nu știm. Nu știm nici ce alte proprietăți sunt, dacă sunt pe numele altor persoane. Că există acest obicei la bugetar să își treacă proprietăți pe numele alte persoane. Da, mergem de la prezumția de onestitate a domnului Pahonțu, mergem pe ideea că domnul Pahonțu este cinstit, toate proprietățile și le-a pus în declarația de avere și este onest. Și are doar această problemă de mentalitate profund securisto-comunistă, în care el crede că în anul 2022 el este pe vremea Republicii Socialiste România, când securitatea nu răspundea decât în fața tovarășului Nicolae Ceaușescu. Și cum tovarășul Nicolae Ceaușescu nu mai e, el nu mai răspunde în fața nimănui. Da? Datorită acestei legislații, oameni buni, ei sunt obligați să depună declarații de avere. Este foarte important acest lucru. Din care noi aflăm ce proprietăți au avut de-a lungul timpului. Este adevărat, am studiat toate declarațiile de avere ale domnului Pahonțu și nu i s-au modificat proprietățile. Sunt aceleași proprietăți în aceleași suprafețe. Vă repet, dacă asta este tot ceea ce are domnul Pahonțu. Soția domnului Pahonțu este prodecan la Facultatea de Medicină, la Universitatea de Medicină, Carol Davila, în București. Da? Și acum venim, dragi prieteni, să discutăm puțin, că atât cât mai putem, că poate cine știe, poate domnul Pahonțu îl sună pe domnul Ciucă și mai emite o hotărâre de guvern secretă. Și secretizează și declarațiile de avere. Orice este posibil, oameni buni, din momentul în care Tribunalul București mi-a zis mie că ar exista, a acceptat ca jurista SPP-ului să aducă acea hotărâre de guvern secretă. Am mai discutat între timp cu avocați, cu jurnaliști, așa ceva nu poate exista. Nu poate exista așa ceva, o hotărâre de guvern secretă. Toate acte normative înseamnă acte prin care se legiferează. În România se legiferează prin legi, se legiferează prin ordonanțe de urgență și prin hotărâri de guvern. O condiție sine qua non a unui act normativ este condiția publicității. Deci un act normativ nu poate să se numească act normativ și să existe din punct de vedere juridic dacă nu este publicat în Monitorul Oficial. Și Monitorul Oficial este publicația statului român oficială prin care se face publicitatea actului legislativ. Deci ideea asta de hotărâre de guvern secretă este ceva ce nu poate exista, oameni buni. Deci este ceva împotriva naturii, împotriva Constituției, împotriva dreptului, nu poate exista așa ceva. Dar Curtea de Apel București a acceptat să amâne până în luna martie procesul pe legea 544 pentru că jurista SPP-ului a zis, domne, există o hotărâre de guvern secretă. Nu avem, nu putem să vă arătăm. N-am putut să o depunem pe fond, n-a explicat de ce. N-a depus-o împreună cu motivele de recurs, că așa se face, și o va depune. Nu știm când o va depune și nu știu cum ar putea să depună jurista SPP-ului ceva ce nu există. Da? Ceva ce nu există. Între timp a ieșit pe balcon la domnul Pahonțu o
doamnă, domnișoară care dă telefon, așa, aha, a intrat în casă, da, foarte bine că dă telefon, poate vine și domnul Pahonțu să ne explice de ce se ambiționează să încalce Constituția României, hotărârile CEDO și tratatul până la urmă, pentru că România, prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, s-a angajat să respecte anumite principii de drept și liberul acces la informații de interes public reprezintă un principiu foarte important democratic. Și să vorbim despre domnul Pahonțu. Ce ar fi trebuit să facă această țară, oameni buni? De ce avem noi această discuție? De ce nu poate contribuabilul român care plătește taxe și impozite și din banii căruia funcționează serviciul de protecție și pază să ceară socoteală serviciului de protecție și pază pentru cum consumă banul public? De ce poate un șef de instituție să acționeze împotriva Constituției, unei legi subsecvente, legea 544 privind liberul acces la informații de interes public, și să refuze să se supună unei hotărâri deja a Tribunalului București, care îl obligă să spună câți angajați are, care e salariul minim, care e salariul maxim, câte mașini a cumpărat, cât costă aceste mașini. Deci sunt date, oameni buni, pe care orice șef de instituție ar trebui din oficiu să le prezinte publicului. Pentru că publicul plătește și publicul trebuie să știe cum sunt consumați banii publici. De ce avem această situație total anormală, oameni buni? Vă reamintesc faptul că solicitări similare am adresat Parchetului General, Ministerului Justiției și de-a lungul timpului mai multor instituții. N-am pățit undeva să nu mi se comunice aceste informații. Numai domnul Pahonțu crede că este deasupra legii, Constituției și tratatelor europene. De ce? Pentru că în 1990 nu s-a făcut lustrație, oameni buni. Este inadmisibil ca în anul 2022, după atâta amar de timp, cred că sunt vreo 15 ani de când am aderat la Uniunea Europeană, da? Este inadmisibil să avem un șef de instituție fost ofițer de securitate. România nu numai că trebuia să facă lustrație, trebuia ca toți ofițerii de securitate care au făcut parte din aparatul represiv al Partidului Comunist, ar fi trebuit fiecare să fie judecat și cei care au participat la acțiuni de poliție politică trebuiau să fie la pușcărie. Noi, nu numai că noi am băgat la pușcărie, am permis ca statul român să fie controlat pe mai multe paliere de către foști ofițeri de securitate. Printre ei, exponentul cel mai în vârful piramidei, da, în vârful lanțului trofic, este astăzi domnul Pahonțu. Domnul Pahonțu care câștigă de la noi, de la contribuabil, 5.349 de euro, asta este salariul lunar al domnului Pahonțu, 5.349 de euro, conform ultimei declarații de avere. Haideți să vă arăt și rubricuța. Nebunește domnul Pahonțu, dar asta e legislația europeană, n-are ce să fac. Îl obligă să depună declarații de avere. Vedeți cât de important este că avem niște standarde? Vă repet, până când nu îl sună pe domnul Ciucă, și așa ca de la plagiator la plagiator, că a fost acuzat și domnul Pahonțu că a plagiat pe la Craiova niște lucrări și a negat, a zis, ca să vedeți despre ce fel de oameni vorbim, da? Că dacă ar fi fost un etalon de corectitudine, dacă ar fi respectat legislația, poate că se trecea peste trecutul lui securist, da? Dar problema cu el este una profundă de mentalitate, da? Domnul Pahonțu a fost acuzat la un moment dat, s-a descoperit o lucrare la Universitatea din Craiova, semnată Lucian Pahonțu împreună cu alți autori, care era profund plagiată, conținea mai multe pasaje plagiate. Domnul Pahonțu a fost întrebat la vremea respectivă ce este cu acea lucrare, a negat că el, deși scria Lucian Pahonțu pe copertă, a zis, nu e adevărat, eu nu știu. Autorii anchetei au întrebat la universitatea respectivă și li s-a spus că nu mai există evidențele. Dar unul dintre autori, pentru că erau mai mulți autori acolo, a recunoscut, a zis, da, domne, acel Pahonțu a scris împreună cu mine acele capitole. Nu știu dacă le-a copiat, dacă nu le-a copiat. E rău dacă le-a copiat să-i fie rușine. Deci, ca de la plagiator la plagiator, poate domnul Pahonțu, de aia mă grăbesc să vă prezint aceste lucruri, da? N-am mai apucat să mai fac investigația, să vedem acolo în Lerești ce este cu acea societate comercială
a unui domn, aparent că e de vârstă apropiată cu domnul Pahonțu. Inițial am crezut că e fiu, dar după aia când am văzut vârsta în registrul comerțului, mi-am dat seama că e posibil să fie frate, da? Sau poate e doar o coincidență, poate sunt mulți pahonți pe acolo, da? Care face afaceri cu legume. Care, bineînțeles, are sediu în București aici, în sectorul 5, și face afaceri și cu turism. Da, aia o să fie o altă discuție. Am vrut să vin aici să vă arăt, să vă delectați, să vedeți uzufructul perpetuării securiștilor pe funcții publice. Da, să vedeți cum o duc securiștii, da? O asemenea vilă n-ar fi putut să aibă domnul Pahonțu pe vremea lui Ceaușescu. Știți de ce? Că era legea ilicitului. Și nici măcar pe securiști nu-i lăsa să aibă asemenea proprietăți. Noroc că a venit Revoluția și a putut să îmbogățească domnul Pahonțu. Da? Deci domnul Pahonțu, haideți să vă arăt salariul domnului Pahonțu. Salariul actual. Și o să vedeți cum a evoluat salariul acestui securist în ultimii ani. Da? Domnul Pahonțu câștigă 317.174 de lei pe an de la serviciul de protecție și pază. Asta înseamnă vreo 26.000 de lei pe lună. Pentru cei care gândiți în bani vechi, 260 de milioane. Da? Gândiți-vă câți oameni angajați cu salariu minim sau mediu pe economie plătesc taxe și impozite în această țară pentru ca domnul Pahonțu să încaseze lunar 5.394 de euro. Din bani publici. Da? Din bani publici. Fost securist. Ce este foarte trist, dragii mei, este că din pricină că nu s-a făcut lustrație și din pricină că nu s-a dat o legislație care să, chiar dacă România a condamnat comunismul în Parlament, nu s-au făcut pași mai departe. Să spună, ok, comunismul a fost un regim criminal. Deci, cei care au servit comunismul, adică securitatea, ăia de la partid și așa mai departe, nu mai beneficiază de o situație specială din partea statului român. Da? Nu s-a făcut așa ceva. Pe cale de consecință, în momentul în care domnul Pahonțu se pensionează, da? Când decide dânsul să se retragă, bănuiesc că are un birou în hardughia asta, că altfel ce să faci cu a ta hardughie, vă dați seama? Bănuiesc că și-a făcut un birou unde stă domnul Pahonțu și citește, nu știu ce citește, probabil numai autori ai literaturii suprarealiste sovietice. Cred că asta citește domnul Pahonțu. Cred că are o bibliotecă plină cu autori sovietici care proslăvesc stalinismul. Că numai așa pot să-mi explic cum de atunci când a venit un ziarist să-l întrebe, domne, câți bani ai cheltuit matale cu autoturismele? El a zis, nu, e secret. Ce salarii aveți voi la SPP? E secret. Justiția îi spune, bă nebunule, vezi că încalci legea, dă informația omului. Și el vine și spune, nu domne, e secret, e o hotărâre de guvern secretă, da? Este o aberație, oameni buni, este o inepție. Toți oamenii cu care am discutat, jurnaliști, avocați, chiar și parlamentari, mi-au spus că așa ceva nu poate exista, o hotărâre de guvern secretă, că nu se poate. Deci este ca și cum ai spune, nu știu, că e o mașină cu roți pătrate. Nu are cum, că nu poate să meargă dacă are roți pătrate. O hotărâre de guvern, o ordonanță de urgență, o lege. Să se publică în Monitorul Oficial. Monitorul Oficial este public, oricine poate să-l consulte. Deci nu poate exista o hotărâre de guvern secretă. Și dacă nu s-a publicat în Monitorul Oficial, din punct de vedere legal este o hârtie oarecare, scrisă de cineva în guvern. Da? Poate să fie și un bilețel de amor. Da? Cine știe, orice este posibil în România, în care e posibil ca la atâta mar de timp de la Revoluție să avem un ofițer de securitate plătit cu 5.394 de euro, să-l avem șef al unui serviciu secret într-o țară NATO, oameni buni, vă dați seama. O țară NATO care este în pragul unui război cu Rusia, da? În condițiile în care fosta securitate reeșapată de Ion Iliescu a fost conectată din 1990 la Moscova. Vă reamintesc, este foarte important acest aspect. În 27 decembrie 1989, imediat după ce l-a asasinat pe Nicolae Ceaușescu, Ion Iliescu s-a întâlnit cu ambasadorul URSS-ului și a reconectat România la Moscova. Toți ofițerii de securitate care au refuzat să lucreze pentru ruși în acel moment au fost trași pe linie moartă, îndepărtați. Toți cei care au acceptat compromisul
lui Iliescu, a lui Gelu Voican Voiculescu și a lui Virgil Măgureanu au fost salvați și reeșapați. Domnul Pahonțu a fost reeșapat în jandarmeria română, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Și de la jandarmerie, în 2007, dacă nu mă înșală memoria, a fost făcut șef la Serviciul de Protecție și Pază. Și de atunci domnul Pahonțu e șef la Serviciul de Protecție și Pază. Și când se va pensiona, domnul Pahonțu ne va costa de la 5.300 de euro în sus, pentru că asta este declarația de avere depusă în 2021, aferentă veniturilor din 2020. Deci 2022-2023, când vrea domnul Pahonțu să se pensioneze, ne va costa și mai mult, oameni buni. Cum au evoluat veniturile domnului Pahonțu în ultimii ani? În 2009, la prima declarație de avere depusă de domnul Pahonțu, acesta câștiga... Haideți să vă arăt rubrica concretă, că mi-am făcut temele. Așa, domnul Pahonțu câștiga... Așa, în 2-6-2009, ăsta e numărul de registrare, să vadă și domnul Pahonțu să știe că tot ceea ce prezint aici sunt informații de interes public, domnul Pahonțu, nimeni n-a încălcat niciun secret de serviciu, de nu știu ce, sunt informații de interes public. Domnul Pahonțu câștiga în 2009 164.844 de lei pe an. La cursul valutar de atunci, domnul Pahonțu avea un salariu mai mic, mai decent, așa, mai pentru România, ok pentru un șef de serviciu secret, da? De 3.270 de euro. Problema, dragi prieteni, foarte gravă, din punctul meu de vedere, este că noi am permis celor care au făcut parte din aparatul represiv al dictaturii comuniste și chiar mai rău, acelora dintre ei care au acceptat în anii de imediat de după Revoluție tutela lui Ion Iliescu, acelor care au acceptat compromisul cu Uniunea Sovietică, am permis acestor oameni să acapareze total România, total, oameni buni. Pahonțu este un exemplu în domeniul bugetar și al serviciilor secrete. Fiți sigur că există în multe instituții, poate chiar prin servicii secrete sau alte tipuri de instituții ale sistemului judiciar, o grămadă de pahonți mai mici. Alți pahonți, foști ofițeri de securitate, au preluat zona de media și intoxică România. Cel mai bun exemplu pe care pot să vi-l dau este infractorul Dan Voiculescu. Știți povestea lui Felix, afacerile cu securitatea, Crescent și așa mai departe. Astăzi este cel mai mare mogul de presă din România și intoxică România. Infractor condamnat la 10 ani de închisoare pentru prejudicii de 10 de milioane de euro din care statul n-a recuperat mare parte și care s-a eliberat după 2 ani și 11 luni. Din pricina acestor oameni avem mediul de afaceri profund viciat. Un exemplu pe care pot să vi-l dau și care este elocvent și în mod constant este legat de afaceri, să le spunem așa, pentru că și povestea asta cu refuzul domnului Pahonțu, proprietarul Măgăoaiei de aici, din spatele meu, da? Bârlogul Măgăoaie al domnului Pahonțu și ceea ce face domnul Pahonțu, refuzul de a da informații de interes public, este o afacere negativă, aiurea, în detrimentul cetățeanului. Cetățeanul plătește taxe, trebuie să explici cetățeanului cum ai consumat banii. Nu ți-am cerut date legate de misiuni, nu mă interesează numele ofițerilor, nu mă interesează ce tipuri de mașini ai, modele și așa mai departe, ca să nu fie recunoscute în trafic, n-ai niciun motiv să nu spui câte mașini ai în total, cât costă, câți angajați ai, cât e salariul minim, cât e salariul maxim. Astea sunt informații de interes public, de interes public, oameni buni. Și mai ai și o hotărâre judecătorească care îți spune că ai încălcat legea. Și tu în continuare vii cu nebunii din astea, cu hotărâri de guvern secrete, da? Și reușești să obții tergiversări la Curtea de Apel, vă dați seama, Curtea de Apel București este o instanță foarte importantă. Dar se întâmplă niște lucruri bizare acolo.
Dar nu avem numai asta, avem și alte tipuri de afaceri, dragi prieteni. Că vorbim de securitate și ați văzut recent că am vorbit de plagiatori, președintele Camerei de Comerț, Daraban îl cheamă, a emis un comunicat de presă în care ia apărarea premierului Ciucă în problema plagiatului. Și a pus Jesui Ciucă. Așa a pus titlul în comunicatul de presă. Domnul Daraban tocmai a fost cadorisit, el și cu Iulian Dascălu, cel mai mare dezvoltator de mall-uri din România, sultanul spațiilor comerciale, Iulian Dascălu de la Iași, deține societatea Iulius Mall, cu care face mai multe mall-uri, și Iulian Dascălu împreună cu Daraban dau cel mai mare tun imobiliar din istoria României, o suprafață imensă de teren din sectorul 1, din jurul Romexpo, este dată gratuit Camerei de Comerț ca să dezvolte împreună cu Iulian Dascălu o întreagă amenajare imobiliară acolo, blocuri, birouri, mall și așa mai departe. Asta deși există investitori importanți internaționali care și-au exprimat dorința de a cumpăra acel teren și statul român ar putea să câștige sute de milioane de euro dacă ar vinde la licitație acel teren. Nu! Se face afacerea cu, printr-o lege specială, oameni buni, da, se face afacerea cu Dascălu. Dacă veți căuta pe Google, pentru că nu vreau să mă lungesc mai mult de 30 de minute, Dascălu plus securitate, o să vedeți că, de fapt, acest Dascălu are în spate foști ofițeri de securitate. Foști niște pahonți, care însă nu s-au dus să lucreze la stat, să fie șmecheri în servicii secrete, s-au dus în mediul privat. Și culmea, la Timișoara, director la Iulius Mall, este Gheorghe Tudoroae, fost șef al securității Timiș, judecat în dosarul Revoluției, în dosarul crimelor de la Timișoara, oameni buni. Este absolut scandalos faptul că noi permitem acestor securiști să ne bântuie existența, să ne bântuie societatea, să ne refuze drepturi fundamentale, democratice, drepturi care ar trebui să ne fie garantate din secunda în care România a semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Este foarte grav, oameni buni. Așa că mai priviți încă o dată imaginile și trageți dumneavoastră concluziile. Eu am încălecat pe oșa, v-am spus povestea așa, de la burlogul domnului Pahonțu și o să vă țin la curent cu procesul, dragi prieteni.